Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a anunțat că astăzi va începe campania națională de informare cu privire la pastilele de iodură de potasiu. Aceste pastile nu vor fi distribuite decât când lumea va ști despre ce este vorba, iar fiecare distribuire de pastile, indiferent de locația în care se va desfășura, va fi însoțită și de un flyer de informare pentru fiecare persoană sau fiecare familie care primește aceste comprimate de iodură de potasiu, a spus Rafila. Principalele informații pe care populația le va primi în urma acestei campanii de informare vor răspunde la următoarele întrebări. De ce primim pastilele cu iodură de potasiu? Când și cum administrăm pastilele primite? Care sunt dozele recomandate? Cum păstrăm iodura de potasiu? Și dacă există contraindicații la această iodură de potasiu? Trebuie neapărat să știți că măsura de distribuire a pastilelor este strict o măsură preventivă, neexistând un pericol iminent la ora actuală. De aceea, nu trebuie să administrăm pastilele de iodură de potasiu imediat după ce le primim.